Sfântul Voievod Neagoe Basarab. Voievodul Neagoe Basarab, care a domnit între anii 1512 și 1521, a fost trecut oficial în Ceata Sfinților în 2008, cu proclamare în 2009. Fiul duhovnicesc al Sfântului Nifon a ajutat de-a lungul scurtei sale vieți 17 din cele 20 de mănăstiri istorice din Sfântul Munte, precum și protatonul din Caries, fiind numit de Gavril protul, în viața Sfântului Nifon, ctitora toată Sfetagora. A înălțat în numai 3 ani și a târnosit la 1517 biserica mănăstirii Curtea de Argeș, prefăcând legenda în realitate în asemenea măsură încât contemporanilor Gavril, protul, Paul de Alep, li s-a putut părea una dintre minunile lumii, nu atât de impunătoare ca templul lui Solomon sau ca Sfânta Sofia lui Justinian, dar în frumusețe mai predeasupra acelora. De la el ne-au rămas și faimoasele învățături către fiul său Teodosie, capodopera culturii noastre medievale.